Interpretul Semion Muștuc din satul Cotiujenii Mai, raionul Șoldănești, a cules cele mai furtunoase aplauze ale spectatorilor veniți la festivalul concurs Cântați ca la Răspopeni. Juriul a ținut cont de acest fapt și a evidențiat artistul cu premiul special Simpatia publicului. Respectând tradiția de Sfânta Maria, la Răspopeni s-a desfășurat cea de-a doua ediție a concursului, consacrat regretate Maria Stratilă Iovu, care își are rădăcinile aici, la Răspopeni. Festivalul și-a extins hotarele. În acest an, în scenă au venit peste 20 de artiști amatori din raioanele Șoldănești, Rezina și Orhei. Concurenții au fost divizați în două grupe, muzică populară și cântece de estradă. Faptul că a fost inițiat un festival concurs ca acesta, Cântați ca la Răspopeni, este un lucru mare pentru satul meu natal și mă bucur nespus de mult pentru că aici au posibilitatea să-și manifeste talentele sătenii mei. Și cei care vin din jurul satului, prin Șoldănești, prin alte raioane, de la Rezina, după câte am înțeles, am cunoscut câțiva concurenți care urmează să participe în concurs, dă ceea ce așteaptă fiecare. Eu aștept de la ei să văd talent, să văd dorință de a cânta, de a promova frumosul. Acest festival se deosebește de alte activități culturale, de alte concursuri și festivaluri raionale, prin faptul că s-au delimitat participanții după vârste și după stilul, după, adică muzică ușoară și muzică populară, ținând cont de faptul că de aici, din Răspopeni, s-au lansat în muzică artiști de muzică populară și artiști de muzică ușoară. La 1 septembrie, artista poporului Nadejda Cepraga și ea lansată în lumea mare de la Răspopeni își va sărbători ziua de naștere. Pornind de la acest fapt, organizatorii concursului au condiționat interpretarea de către participanți la festival a cântecelor din repertoriul acesteia. De mic copil am început să cânt. Mulți au văzut că am potențial și au spus că mergi pe calea muzicii, că vei ajunge departe. E un cântec, îmi găsesc liniștea sufletească. El poate să-mi reda orice sentiment care îl simt la moment. După cum a fost menționat, în cadrul festivalului, în competiție s-au avântat și mulți artiști amatori. Chiar dacă sunt la început de cale, aceștia au concurat la egal cu veteranii scenei. Astăzi am văzut că mai aveți talente nenumărate. Cresc copilașii ăștia minunați, frumoși și sper că când o să venim la ediția viitoare o să fie și mai mulți. Este un sat minunat de oameni buni, oameni talentați, buni cântăreți și buni gospodari. Cu multă atenție, publicul a admirat maestria interpretativă a stelelor scenei moldave Mariana Cepraga și Anișoara Dabija, originare din Răspopeni. La finele festivalului, în fața celor veniți la sărbătoare, au evaluat maestrii naiști Vasile Iovu și Igor Podgoreanu. Lumea se odihnește o leacă să relaxată, o leacă să reamintește din trecut, să amintește din... S-au mai întâlnit prieteni, să mai vorbesc aici, ca așa n-avem timp. Suntem foarte bucuroși să avem niște emoții tare mari, că se organizează și la noi în satele din raionul Șoldănești, se organizează așa sărbători. Suntem foarte bucuroși, că impresiile sunt foarte minunate, sunt pe piște măsură. Potrivit juriului, învingătorii concursului au fost apreciați Vlada Roman și Aurel Pânzari la interpretarea cântecelor de estradă și Nina Artin în categoria muzică populară. În posesia premiului mare au intrat Lucia Ioniță și Ionel Crăciun, ambii din raionul Orhei.